Anul 2012 s-a înscris în cotidianul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova cu mai multe acțiuni care au avut sarcina îmbunătățirii traiului oamenilor, protecției muncii și sănătății angajaților. Au fost parte ale retrospectivei ultimilor 5 ani, în baza cărora Congresul 2 al Confederației a trasat obiective pentru următorii ani. Prioritară este apărarea drepturilor și intereselor legitime ale membrilor de sindicat, mizând pe dialogul cu partenerii sociali. Obiective sunt și majorarea salariilor, a pensiilor, indemnizațiilor și compensațiilor sociale, lupta non-stop cu salariile în plic și munca la negru, promovarea și încadrarea tinerilor în câmpul muncii, identificarea oportunităților de susținere a femeilor. Pe parcursul anului 2012, sindicaliștii au readus în atenția guvernului acțiunile stringent necesare pentru asigurarea cetățenilor cu un trai decent. În acest context, membrii Comitetului Confederal au avut câteva întrevederi cu premierul Vlad Filat, în timpul cărora au fost abordate problemele social-economice cu care se confruntă populația și măsurile necesare de rezolvare a lor. La 10 aprilie, la solicitarea Confederației Sindicatelor, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională legea privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă. Astfel, angajații nu mai sunt obligați să-și plătească prima zi a concediului medical. Protestele sindicatelor din fața Palatului Republicii a determinat deputații să mențină contribuțiile sociale ale salariaților la nivelul de 6%, intenția de majorare fiind până la 7%, reducând astfel contribuția angajatorului. Și a mai fost cerută majorarea cu 20 milioane lei a mijloacelor bugetare pentru tratamentul salariaților. A vorbi despre succese nu este tabu, dar de fiecare dată Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcție Sindicons preferă să contureze problemele, să traseze sarcini pentru viitor. Astăzi nu putem să vorbim despre realizări foarte îmbucurătoare, pentru că odată ce întreprinderile din construcții se află în criză, bineînțeles că și angajații nu pot trăi mai bine. Totuși, pe parcursul anului, noi am reușit să convingem angajatorii din ramura construcției să majorăm salariul pentru prima categorie de calificare de la 1600 la 1690 de lei. Este îmbucurător, dar este regretabil că în industria materialelor de construcții nu am reușit să majorăm salariul și acest minim a rămas cel stabilit la nivel național. Un succes evident însă nu poate fi trecut în umbră. A fost marșul de protest cu genericul Nu muncii la negru, desfășurat la 31 octombrie. Participanții la acțiune, inclusiv reprezentanții diferitor sindicate, au cerut să fie pus punct practicii de angajare ilicită la muncă și a salariilor în plic. Este o practică ce prejudicează bugetul cu 15 miliarde lei. Am adus la cunoștința autorităților publice că de acest fenomen trebuie să se ocupe toți, nu doar sindicatele și nu doar patronatele, dar împreună cu guvernul să îndeplinim acele planuri care discutăm foarte mult despre ele, dar când ajungem la îndeplinire, cineva refuză sau nu dorește să îndeplinească aceste acțiuni. De aceea, noi suntem siguri și astăzi încă o dată ne-a convins că acțiunea a fost binevenită și nu vom ne vom opri la aceasta, noi vom continua ca să lucrăm în această direcție, ca acest flagel să fie dezrădăcinat. De fapt, specificul ramurii impune și alte probleme. Condițiile de muncă, protejarea sănătății angajaților, salariile modeste. Sindicatele sunt și parte a asigurării ramurii cu cadre calificate, fiind implementate două proiecte ocupaționale. Participăm la lucrările care se duc în privința standardelor ocupaționale și a
instruirii modulare, ceea ce este nou pentru Moldova, dar este foarte necesar. Avem deja două standarde pentru specialitatea de zugrav și instalator tehnică sanitară. Pe viitor vom lucra ca standardele ocupaționale să fie pentru toate celelalte profesii adoptate, dar aici trebuie de conjugat acțiunile tuturor partenerilor sociali. Mai au o sarcină la mijlocul anului viitor, când se împlinesc 20 de ani de negocieri cu partenerii sociali, expiră valabilitatea convenției colective în ramura construcțiilor și urmează perioada negocierii și adoptării altui document. A fost și jurnalist, a fost și funcționar. A rămas însă fidel profesiei de pedagog. În 1971, Dumitru Ieni absolvește Universitatea Pedagogică Aleco Rousseau din orașul Bălți. A muncit în mai multe instituții. Astăzi cultivă graiul matern elevilor la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Drochia. Cunoștințele vaste, caracterul sociabil, principialitatea și corectitudinea în toate sunt apreciate mult de elevi, de colegi. Este un profesor performant. Discipulii dumnealui au atins un nivel destul de înalt. Un om foarte bun la suflet, ca un om care poate să-ți acorde ajutor la nu numai la bine, dar și la rău. Acum 26 de ani, grija față de profesori, necesitatea stringentă de a le apăra interesele, l-a determinat să vină la cârma Sindicatului Educație și Știință. Oricare nu ar fi, să zicem, șeful, angajatorul și alții, totdeauna omul de rând îl trebuie să fie protejat. La momentul actual, eu pot să spun așa că organizația sindicală este unica organizație din societate care, ne ținând cont de coloratură, de sex, de religie, etc., de profesie, el trebuie să fie protejat. În ultimii 20 de ani, relațiile de muncă în învățământ au un specific deosebit și au impus un volum mult mai mare de lucru și noi oportunități cărora le face față. Fiecare de acum are o are de activitate proprie, de asemenea și fiecare își are felul lui de a gândi în perioada democrației și din această cauză, vă zic că volumul de lucru se mărește. Am manifestat niște calități ca un bun organizator, fiindcă pentru un lider de sindicat, în primul rând, iată, această calitate este mai presus ca toate, să ne organizeze, să ne apărăm drepturile în anumite situații. A avut și are un câmp destul de vast de activitate. Este vorba de zeci de cazuri de implicare directă în soluționarea conflictelor de muncă. Elocvent este cazul celor 28 de angajați ai școlii internat de tip sanatorial din orașul Drochia, care au fost disponibilizați fără indemnizațiile stabilite de lege. Noi, un grup de pedagogi de la gimnaziul internat, am fost disponibilizați și nu ni s-a plătit nimic, nici o copeică. Atunci noi am încercat să apelăm la domnul Ieni, fiindcă o viață am lucrat. Și dumnealui cu inima deschisă spune, merg, poftim la gimnaziu să lămuresc. Și am dobândit indemnizațiile și acel salariu care trebuia să ne se dea. Pentru toți profesorii am obținut suma de 600 de mii. Peste 60 de profesori au fost restabiliți în drepturi. A câștigat mai mult de 20 de procese în judecată, inclusiv două la Curtea Supremă de Justiție. Preferă însă calea amiabilă de soluționare a litigiilor. Derogările de la lege care se produc mai ales în procesul optimizărilor în învățământ îi fac valabile toate căile de protecție a angajaților. Ca orice om, este satisfăcut sufletește de rezultate. La cele școli unde s-a început procesul de optimizare, dar chiar și în altele, vă zic că au fost disponibilizări. De exemplu, zicem, afară de cele două sate, Lazo și Măcăreuca, probleme au apărut în satul Șuri, la liceul teoretic, în satul Chetrosu, din cauza că numărul de copii se micșorează, numărul de clase se micșorează și aceasta a dus la aceea ca să fie reduse
unele cadre didactice și aceasta a dat posibilitate ca să fie încălcate unele drepturi ale angajaților care erau disponibilizați. Sindicatul a stat la straja angajaților acestora, a văzut care sunt părțile negative în eliberare și din această cauză a sărit în ajutorul lor. Facem lucrul acesta pentru că să nu mai ajungă omul, zicem, pe alte căi, zicem, de rezolvarea problemelor în instanțe de judecat, că acolo este anevoios. Și de atâta ne străduim să facem lucrul acesta aici, în sânul nostru de sindicaliști. Am o satisfacție, mai ales atunci când îi rezolvi omului o întrebare, atunci când el s-a adresat la tine cu o plângere sau cu o cerință, atunci este destul de plăcut la inimă, atunci când îl ajuți în problema pe care, cu care s-a adresat el. Iată de aceea, aceasta anume și m-a făcut ca să accept în același timp și funcția de lider sindical. De 3 ani, Dumitru Ieni este și președintele Consiliului Interramural Teritorial al sindicatelor din raionul Drochia. Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective a încheiat dialogul anului 2012. În agenda s-a impus discuția proiectului Convenției Colective nivel național privind protecția socială și economică a tinerilor. El are sarcină să facă reale drepturile social-economice ale tinerilor pentru a implica activ în viața țării. Implementarea reală a normelor securității și sănătății muncii în colective este obiectivul altui proiect prevăzut pentru anii 2013-2016. Eficiența negocierilor colective a fost obiect de discuție și la ultima ședință a Comitetului Confederal al Sindicatelor. Tot atunci a fost adoptat regulamentul Consiliului de Tineret și încheiate ajustările mecanismului de activitate a Consiliului de Femei. Este vorba de componența lui și numirea în funcție de președinte al lui Rotaru, conducător al Organizației de Femei din Sindicatul SINDASP. Spectrul larg de probleme, dar și realizările sunt punct de pornire pentru 2013 pentru Federația Sindicatelor Angajaților Serviciilor Publice, SINDASP. Este un an deosebit de important pentru sindicatul SINDASP și considerăm că cele mai importante obiective care au fost puse au fost realizate și vor fi și în continuare promovate, dar ce am reușit anul ăsta este unificarea Federației SINDASP, apropierea față de membri de sindicat și soluționarea lor directă a problemelor care există în teritoriu. Timp de câțiva ani, în pragul sărbătorilor de iarnă, pentru a bucura mai multe familii și pentru a optimiza cheltuielile, Consiliul Municipal Chișinău al Sindicatului Educație și Știință pregătește cadourile cu forțele proprii. Ei întruchipează, de fapt, nu doar activism și permanenta preocupare pentru cei ce se întâmplă în colectivitatea mare municipală de lucrători din educație. Sunt cu adevărat un exponent al nostru. Îi intuiesc imediat problemele înainte de a le identifica, noi și pune în cuvinte. Noi încercăm în ajunul sărbătorilor să le îndulcim viața făcând niște pachete de cadouri, de dulciuri. Deci, prin munca noastră, deci ca să fie și mai ieftine, și mai compacte. Mai avem o tradiție frumoasă. Noi colaborăm cu Teatrul Ginta Latină. Anul 2012 a fost un an foarte important în viața Sindicatului din Moldova. Anul în care a fost congresul, pe data de 7 iunie, care a elaborat strategia mișcării sindicale, a elaborat cele mai principale problemele care trebuie să ocupă Confederația cu sindicatele de ramură în 2012, 2014 și 2015. Eu aș opri pe cea mai importantă problemă, care este protecția social-economică, pentru că acum a devenit o tradiție foarte importantă să analizăm cum ducem noi munca prin negocieri cu patronat și cu guvern. Și cea mai importantă problemă care recent a fost abordată, noi avem nevoie de forță de muncă calificată, cu salariile bune, cu locurile de muncă decente.
Moldova în ultima perioadă se confruntă cu o problemă a cadrelor calificate și noi considerăm că noi depunem efort împreună cu patronat și cu guvern să găsim soluția. Repet încă o dată, dacă nu va fi soluționată problema majorării salariilor și să fie locurile de muncă decente, atunci o să pierdem cei care astăzi muncesc și noi nu dorim Moldova să rămână fără de forță de muncă calificată. În al doilea rând, locurile de muncă trebuie să fie decente și noi am planificat o serie de măsuri împreună cu colegii de la sindicatele de ramură să realizăm măsurile acestea privind combaterea muncii la negru. Este o problemă specifică și noi considerăm că anul 2013 va fi un an de cotitură, dacă doriți, pentru depunerea eforturilor privind munca la negru, să fie adusă la cunoștință societății civile, mass media, patronii care practică munca la negru, pentru că este un flagel care ne afectează și afectează în întregime societatea, inclusiv și sfera bugetară. Trei, noi considerăm că trebuie să atragem atenție deosebită pentru sănătatea omului, prin tratamentul balneoclimateric, prin crearea locurilor de muncă, prin atestarea locurilor de muncă, inclusiv și formarea laboratorului pentru cercetarea condițiilor de muncă la locul de muncă, crearea inspecției muncii care noi am reușit să realizăm și regulamentul va fi publicat în monitor oficial. Și de ce nu, cea mai importantă problemă, viața salariatului care noi considerăm că trebuie să devină mai bună. Pentru că noi ne apropiem de standardele europene, dar nu fiecare simte standardul european pe viața proprie. Până nu va deveni viața mai bună, atunci moldovenii nu va simți că noi suntem mai aproape de Europa. Și în sfârșit doresc la membrii de sindicat, la familia sindicală să fie anul 2013 un an de bun augur, un an plin de roadă, plin de, să zicem așa, speranță și, dacă doriți, familia să fie sănătoasă sindicală și noi să fim împreună pentru cei care suntem în familie sindicală și să dorim la cei apropiați, la prieteni, la membri de sindicat, tării de caracter, să fim o familie unică și să avem încredere în ceea ce facem, că noi facem pentru oameni, pentru societate și pentru țară. Dar și iar dar de flori adevărate, ca și vezi.